Pe parcursul zilei de luni, 8 aprilie, în Ghiroda se va executa demontarea stâlpilor de beton și a rețelelor de internet și televiziune pe strada Plopilor. Proiectul are în vedere îngroparea cablurilor aeriene. Pentru a asigura desfășurarea fără probleme a lucrărilor, șoferii sunt rugați să nu parcheze mașinile în zonele de pe strada Plopilor, peste care trec cablurile aeriene, în ziua de luni, între orele 9-16. În cazul apariției unor probleme de furnizare a serviciilor de internet și televiziune, cetățenii sunt rugați să contacteze direct furnizorii de servicii pentru asistență, au transmis reprezentanții primăriei Ghiroda.